șansă de contraatac pentru tricolor și va fi penalti aici pentru Oaspeți. Un fault al lui Doru Bratu, care vede și cartonașul galben la această intervenție asupra lui Mihai Pristolian. La ce început de meci și nu e prima acțiune periculoasă a Oaspeților. Decizie corectă. Pristolian scoate lovitura de pedeapsă fără dubiu aici. Intervenția tardivă a lui Bratu. Va fi un moment important al acestei partide. Ignat față în față cu capitanul celor de la AS Tricolor, Răzvan Ciortea, și el un jucător experimentat. Ciortea, 1-0 pentru Tricolor, este primul gol încasat de Academia Rapid în acest campionat. Dar cât de calm a fost Ciortea în momentul execuției. Îl vedem și pe Marian Pâcleșan, tehnicianul celor de la Tricolor, bucurându-se după reușita capitanului său. Au fost ceva găuri în startul partidei în defensiva Rapidului. A fost și acea acțiune cu offside-ul semnalizat la Pristolian, AS Tricolor. Centrare pentru Daniel Pancu, preluarea lui Pancu, 1-1 în minutul 15, că tot vorbeam de siguranță în defensivă, acum n-a mai fost cazul, o gafă mare și după un sfert de oră avem deja două goluri în Giulești, Pancu stabilește egalitatea. Încă o dată, centrarea lui Stancu, stopul lui Daniel Pancu, după ce numărul 3, Pleșoianu Iulian, sare pe sub balon, profită Daniel Pancu și trimite printre picioarele golkeeper Goge, face balonul pe piciorul stâng, în cele din urmă centrează cu dreptul Niculae pentru Pancu! Gol Rapid, 2-1. Un sfert de oră înainte de final, Pancu reușește dubla. A așteptat și a așezat mingea pe piciorul stâng. N-a mai reușit să apere de această dată Petre Alexandru. Tot după o acțiune venită din flancul stâng, acolo unde a apărut foarte mult în această repriză Goge. Urale în peluza din spatele porții lui Ignat. Iată momentul, centrare Ignat și o minge așezată de Daniel Niculae pentru reluarea lui Pancu. Iată ce fază reușesc cei mai iubiți jucători ai Rapidului și nu de acum și din... O jucător la Rapid la... Under 19, Daniel Niculae, Pancu, poziție regulamentară, Pancu! A mai ratat Daniel Niculae o ocazie cam la fel în meciul din primul meci pe Giulești în acest sezon, cu Progresul, din 2 metri cu poarta goală. Se puteau inversa rolurile cu Pancu, asist pentru Daniel Niculae. Însă a fost normal, Academia Rapid nu va avea probleme etapa viitoare. Să-l vedem acum pe Goge într-o nouă incursiune, marginea careului. Goge insistă cu driblingurile, așteaptă un coechipier, îl pasează lui Stancu în fața porții, bar gol și reușește până la urmă hat-trick cu Daniel Pancu. Cât de important este Daniel Pancu și la 40 de ani pentru acest nou proiect numit Academia Rapid, adevăratul idol de pe Giulești, aduce victoria Rapidului și iată că nu va fi primul succes la limită pentru Rapid, iar încă o dată și arată calitatea în centrări Mihai Stancu. Mai reușește o pasă de gol pe aceeași filieră. A venit și de golul egalizator, golul de 1-1. Reușita de 2-1 a fost și ea similară, să zicem, cu centrarea venită de...